Testările pentru detectarea infecției cu SARS-CoV-2 au generat încasări record pentru laboratoarele de analize. Sunt de 5 ori mai mari față de perioada de dinainte a acestei crize sanitare. Statul are o capacitate limitată față de privat și, în plus, pot fi testați doar cei care sunt incluși în protocol, oricare prezintă simptome specifice. Așa că toți românii care au vrut să-și facă un test PCR preventiv au dat bani. Intră aici și marile companii care vor să se asigure că au angajați în afara oricărui pericol. O singură clinică privată poate să recolteze zilnic peste 4.000 de probe pentru teste PCR. În tot acest timp, la stat, la Institutul Cantacuzino, de pildă, se fac cel mult 1.000. Chiar dacă analiza se poate efectua și în spitale, la ANSVSA ori la Institutul de Sănătate Publică, statul tot nu reușește să atingă capacitatea privatului, care a simțit că aceasta este cea mai bună afacere în pandemie. Ei sunt ocupați, să știți, non-stop, colegii mei de la stat, doar că au o capacitate, într-adevăr, limitată față de ceea ce există în privat. În București sunt cele mai multe laboratoare private. Avem în jur de 53 de laboratoare care au o capacitate de peste 23.000 de teste pe care putem să le realizăm pe zi. În jur de 31 sunt laboratoare private și 22 vorbim de laboratoare de stat. Așa se explică de ce testările PCR de la privat au crescut considerabil cifrele de afaceri ale companiilor de profil. Dacă înaintea pandemiei abia depășeau 500 de milioane de lei pe an, acum ajung la 2,5 miliarde de lei. În 2021 este posibil să trecem de granița de 3 miliarde, ceea ce situează piața serviciilor de analize medicale printre câștigătorii detașați ai acestei perioade de criză. Dintre cele peste 7 milioane de teste făcute până acum, o parte s-au realizat gratuit, în spitale sau în cadrul unor anchete epidemiologice. Însă cei care au vrut să-și facă un test preventiv pentru că suspectau o posibilă infectare sau aveau nevoie de o dovadă ca să poată să părăsească țara, au mers la privat, pe bani, în clinici sau în centrele de tip drive-in de lângă mall-uri. Un procent de aproximativ 20% dintre persoane se testează în scopuri turistice, undeva în jur de 50% se testează preventiv, iar restul se testează pe logica de simptomatologie. Având în vedere că încep vacanțele și aceste testări sunt cerute de celelalte țări, cu siguranță o să urmeze o perioadă de creștere a acestor teste. Cei din mediul privat și-au adaptat de pe acum metodele de lucru. În momentul de față avem aparate performante și am redus semnificativ durata de execuție, chiar până la 6 ore. Din ianuarie și testele rapide sunt raportate, iar numărul lor continuă să crească. Numai luna trecută au fost făcute aproape 60.000 de teste rapide. Unul singur costă aproximativ 100 de lei, în timp ce un test PCR costă în jur de 300 de lei. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.